deși el însuși avea nevoie de întărire. Aflăm astăzi că Iisus îi mângâie pe ucenicii săi. Pentru cazurile de urgență există anumite mesaje. Vedem asta și în Ioan 14, capitol ce a reușit să atenueze șocul la milioane de credincioși până astăzi. Iisus spune aici să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Practic, Iisus afirmă că El este Dumnezeu și că nu-i de ajuns doar să afirmi că ai credință în Dumnezeu, ci și că Iisus este Dumnezeu și că te încrezi personal în El. Apoi Iisus atinge un subiect interesant. Ce face El acum? Pregătește un loc pentru ai Lui. Odată ce va fi gata, la momentul hotărât de Sfânta Trinitate, îi va aduce pe toți ai Săi la oaltă. Ucenicii aveau nevoie de această speranță, mai cu seamă de când aflaseră vestea morții iminente a învățătorului lor. El le spune acum, în versetul 4, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Cum adică știm unde te duci? Toma pune această întrebare, al cărei răspuns constituie Evanghelia într-o coajă de nuvă. Versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când afirmă că este calea, Domnul răspunde la întrebarea, cum pot ajunge la Dumnezeu? Când spune, sunt adevărul, asta înseamnă mai mult decât spun adevărul. Iisus afirmă, de fapt, sunt piatra de hotar, standardul, etalonul adevărului. Când se prezintă ca viața, asta înseamnă că totul își trage seva și existența din El. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, este declarația exclusivistă în care se blochează toate alternativele religioase. Singura cale prin care ajungi la Dumnezeu este Iisus Hristos. Este un moment bun să te întrebi, dragul meu prieten, îl cunoști tu pe Iisus? Te încrezi în El ca mântuitor personal și nimeni și nimic altceva? Pentru că numai El te poate salva. Când te rogi în numele lui Iisus, proclam practic autoritatea Lui. Dumnezeu nu ascultă orice rugăciune, ci doar pe cele făcute în numele pentru meritele de dragul Domnului Iisus. Mântuitorul spune că cei ce îl iubesc, îl și ascultă. Nu poți spune că îl iubești pe Iisus Hristos dacă nu împlinești poruncile Lui. Domnul promite să li se arate tuturor celor ce îl iubesc. Asta e extraordinar. Fiind pe picior de plecare, Iisus promite că Dumnezeu le va trimite un ajutor în persoana Duhului Sfânt care să trăiască în ei. Pe măsură ce această ultimă conversație cu ucenicii săi se apropia de sfârșit, Domnul Iisus le spune, în versetul 27, vă las pacea, vă dau pacea mea. Iată ce li se asigură celor ce se abandonează total în mâna Domnului, pacea sa unică. Și cu aceste cuvinte Iisus se îndreaptă hotărât spre grădina Ghețimani pentru confruntarea cu Satan. Și după ce va câștiga și această bătălie, va merge la cruce ca să moară pentru păcatele întregii lumi și astfel să fie posibil ca Duhul Sfânt să vină în lume. Mă rog ca acest Duh Sfânt minunat să-L facă pe Domnul Iisus chiar acum real pentru oricine aude aceste cuvinte. Data viitoare aflăm direct de la Iisus de unde îi venea puterea.